Bună ziua, ora 15, bine v-am regăsit la Studio Politic, sunt Anca Suciu. Discutăm astăzi despre scenariul creșterii taxelor. E tot mai aproape de realitate, iar guvernanții pare că pregătesc terenul pentru majorarea TVA pentru mai multe produse. Dacă până acum premierul Ciolacu susținea că TVA va rămâne la fel, acum lucrurile nu mai stau așa. Pe surse, membrii din guvern ar lucra la un plan de modernizare, de uniformizare a TVA la 19%. Excepția o vor face medicamentele, alimentele și lemnele. Restul, dacă ne gândim la vacanțe, hoteluri, ieșirile la restaurant, concertele, toate ar urma să se scumpească ca urmare a majorării TVA de la 9 la 19%. Învățământul se va scumpi și el, pentru că manualele și cărțile vor avea și ele un TVA crescut de la 5% cât este în prezent. Energia termică, irigațiile sau panourile fotovoltaice vor fi mai scumpe de asemenea de la anul. Dar cum s-a ajuns aici și de ce această schimbare de plan? Astăzi discutăm cu Chelemen Hunor, președintele UDMR, candidatul UDMR la alegerile prezidențiale. Bună ziua! Bună ziua! Sunt toate aceste informații puse cap la cap și avertismentele economiștilor. Ne apropiem de 2025 și avem o schimbare de poziție și din partea ministrului de finanțe, care dintr-o dată nu mai spune că e imposibil ca taxele să nu crească în 2025. Ați fost la guvernare, ați fost cu Partidul Național Liberal la guvernare, ați fost cu Partidul Social Democrat la guvernare. Cunoașteți datele guvernării și din opoziție. În 2025, pe dumneavoastră vă sperie ce spun economiștii sau aveți încredere când politicienii spun nu cresc taxele? Nici nu mă sperie ce spun economiștii și nici nu cred ce spun politicienii. Trebuie să vedem cam care este situația reală în buget în acest moment. Nu avem toate datele la ziua asta, știu cei care se află în guvern, în primul rând Ministerul de Finanțe și miniștrii din cabinet, dar un singur lucru putem spune. Colectarea TVA-ului lasă de dorit în România. Suntem pe ultimul loc în Europa. Cam 34-35% din TVA nu se colectează. Deci asta înseamnă... Guvernul se laudă cu o mai bună colectare în ultima perioadă. Poate că este mai bună colectarea astăzi decât a fost ieri, dar suntem departe de a colecta tot ce înseamnă pe fluxurile comerciale ce ar însemna TVA. Asta înseamnă că în jur de 2% din PIB nu se colectează. Dacă noi am reușit să colectăm TVA-ul, să ridicăm nivelul de colectare, atunci nu ar fi nevoie să discutăm despre creșterea TVA-ului. Crește TVA-ul, ce se va întâmpla? Dacă crește TVA-ul, reduci consumul și crește inflația. Asta înseamnă că s-ar putea să ai tu TVA mărit la câteva servicii și produse, dar colectarea, dacă este proastă și dacă reduci consumul, nu vei colecta mai mult. Poate nominal crește un pic, dar nu asta este problema. Problema este frânezi economia, crești inflația, reduci consumul. Deci, din punctul meu de vedere, dacă actualul guvern dorește să crească TVA-ul pentru anul viitor, ar trebui să iasă în față premierul, miniștrii din cabinet și să spună: oameni buni, asta este, suntem în campanie electorală, nu avem ce face, trebuie să vă anunțăm că anul viitor TVA-ul va crește, fiindcă așa e corect față de oameni, față de cetățeni. Ei spun că nu vom avea creșteri de TVA, dar în același timp lucrează pe niște scenarii despre care am citit și eu, dar n-am văzut. Deci nu vreau să spun că e adevărat sau nu e adevărat. Dar are guvernul alte variante decât a mări taxele și a mări TVA-ul? Să colectez taxele, da. Asta este prima variantă. După ce ai colectat toate taxele și după ce ai scos din zona gri și din zona neagră tot ce înseamnă comerț și ai colectat TVA-ul, atunci poți să vezi într-adevăr dimensiunea reală probleme și poți să faci scenarii diferite pentru a crește sau nu a crește. Și vedeți astfel de mișcări ale guvernului? De măsuri actualul ale guvernului? Guvern nu mai are capacitatea politică, administrativă și intelectuală de a face ceva constructiv. Fiindcă nu există coaliție, nu există coerență, nu există predictibilitate. Deci orice spune acest guvern trebuie să luăm într-o oarecare măsură sub semnul campaniei electorale și a sfârșitului coaliției actuale. Oricum, trebuie să lași pentru guvernul următor, pentru coaliția care va veni după alegeri, să stabilească care vor fi măsurile. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că nu creșterea TVA-ului trebuie să fie primul pas, ci o întărire a capacității ANAF cu
toate instrumentele posibile și imposibile și de a colecta TVA-ul. Fiindcă asta este, cam 2% din PIB, 33, 34, 35% din TVA rămâne în afara bugetului. Când spuneți că această coaliție și-a atins potențialul în ce privește intelectualul... Anul trecut, nu acum, asta este deja declinului. Că e pe final, asta înseamnă că mergem înspre o majorare de taxe pentru că nu se găsesc alte soluții. Nu, există alte soluții. Sau nu deci se apelează la alte soluții. Eu am înțeles că dumneavoastră vorbiți de alte soluții, dar această coaliție deci le aplică, le vedeți... trebuie să colectez taxele, trebuie să vezi cum se poate ajunge să colectăm mai mult pe TVA, după aceea trebuie să vedem dacă uniformizăm cota unică, fiindcă noi pe hârtie avem cota unică, dar există mici excepții. Eu m-aș duce pe o uniformizare, reduci, bineînțeles, taxa pe muncă, fiindcă noi taxăm munca extrem de mult și trebuie o reechilibrare în ceea ce privește toate aceste elemente și stimulez economia. Și atunci poți să crești economia, poți să reduci deficitul, poți să... Dați-mi puțin detalii apropo de această uniformizare a TVA-ului, pentru că pe alocuri poate însemna o creștere. Nu, de uniformizarea cotei unice. A cotei unice. Nu de TVA vorbeam, de cota unică. Cum se face ea în viziunea dumneavoastră? Pentru că în 2025 v-ați propus să intrați la guvernare din nou. În 2025 vă propuneți să intrați la guvernare din nou. Deci cum se face foarte clar? Care e varianta atunci a UDMR? Vii cu un proiect și lași 6 luni de zile, așa cum scrie în lege, și de la 1 iunie sau 1 iulie poți să introduci o astfel de modificare, fiindcă trebuie să lași și pentru zona economică o perioadă de pregătire. Nu aș face din ianuarie, din februarie, nici nu există această capacitate politică și administrativă. Deci, după alegerile din decembrie, cei care se așează trebuie să pună pe hârtie ce doresc să se facă, o dezbatere publică, cât e nevoie, 30 de zile, 60 de zile, după aceea 6 luni și intră în vigoare începând de vara anului viitor. Deci nu este nicio panică, nu trebuie să intrăm în panică, spun eu. Dar asta înseamnă o lună de miere, primele 6 luni, după care urmează măsurile. Da. Uniformizarea cotei unice. Dați-mi câteva exemple. Ce servicii deci și cum s-ar întâmpla? Avem 16% la modul general și sunt câteva excepții în jos, în sus, nu mai contează și trebuie uniformizate. Deci cotă unică peste tot, indiferent despre ce venituri vorbim, fiindcă așa înseamnă cotă unică, uniformă. Nu înseamnă că sunteți de acord cu varianta PSD, pentru că în mare aceasta este versiunea nu, care iese din guvern în acest moment. Este cotă impozit progresiv. Dar nu de la anul, cotă impozit progresiv. Deci eu nu sunt de acord cu impozitul progresiv. Pentru România ar fi, pentru economia românească, pentru atractivitatea României, pentru tot ce înseamnă investiții, ar fi o catastrofă. Deci eu spun, o economie în creștere trebuie să aibă o cotă unică și foarte simplă și foarte puțin birocratică. Poate într-o economie foarte dezvoltată, cum sunt economiile din vestul continentului sau din nordul continentului, o impozitare progresivă funcționează, dar noi nu putem, nu suntem în stare să facem nici măcar venitul global pe fiecare om, pe fiecare familie. Ce vom impozita progresiv? Salariu? Și cu restul ce vom face? Deci, din punctul meu de vedere, ca să păstrez competitivitatea în această zonă a Europei, trebuie să păstrez cota unică și trebuie să uniformizez, să fie pe linie, așa cum au făcut și alții. Altfel vom pierde investitorii. PSD spune o uniformizare a cotei unice, dar la alimente, medicamente, de exemplu, și lemne de foc, o cotă redusă. În schimb, nu, asta e TVA-ul, ce ziceți noastră. Varianta aceasta cu TVA-ul, exact, e vorba de TVA. Varianta aceasta cu excepțiile pe care le ridicăm în unele părți, le păstrăm însă pentru alimente, pentru medicamente și pentru lemne de foc, ne gândim că se referă, sau cu siguranță se referă la o populație vulnerabilă. Cu varianta aceasta a unui TVA, cu excepție aici, dar majorat în alte servicii... Și acum avem TVA redus în anumite zone. Și acolo acel TVA trebuie păstrat. Trebuie să vezi în servicii, și aici sigur trebuie să vezi hârtia, trebuie să vezi toate cifrele. E foarte greu, aproape imposibil, dacă ești om responsabil, să vorbești fără cifre. Trebuie văzut care sunt acele servicii unde eventual poți să revii la 19%, dar în niciun caz nu la alimente de bază, fiindcă aici nu vorbim de toate alimentele, deci nu vorbim de alimentele de pe raft, vorbim despre alimentele de bază și eventual să vezi care sunt acele servicii unde
la un moment dat, din vari motive, au fost modificări în jos și eventual poți să revii. În Horeca, de exemplu, trebuie să vezi dacă este momentul în 2025 să revii sau să nu revii. Nu știu, această analiză trebuie făcută cu cifre în față. Eu spun altceva, eu spun că în 2025 nu trebuie să începi anul cu creșterea TVA-ului, trebuie să începi anul cu colectarea TVA-ului. Trebuie intrat foarte brusc, brutal, cu toate instrumentele, fiindcă există bani care nu sunt colectați. Informațiile și asta trebuie să recunoaștem, trebuie să recunoască și Ministerul de Finanțe și ar trebui să facă ceva. Informațiile sunt că undeva în luna decembrie vor fi toate discutate. Nu știu, în luna decembrie sunt alegeri, sunt cu cine se va discuta. Deci undeva pe 20 se va întruni Parlamentul, nu Parlament. Cu vechiul Parlament nu mai ai ce discuta, că asta este logica. Întrebarea e, iar de Crăciun aflăm ce taxe noi vom avea din ianuarie? Eu ce v-am spus, nu se poate să aflăm de Crăciun. De Crăciun trebuie să facem Crăciunul, după care se discută și 6 luni de zile. Trebuie lăsat, nu cum au făcut anul trecut, a fost o greșeală, lipsă de predictibilitate, improvizații. În noiembrie să vii cu ordonanță de trenuleț sau cum se numește, după care mai vii cu ordonanță, cu legea bugetului în ianuarie, îți dai seama că nu funcționează, mai modifici odată și februarie la aprobarea ordonanței mai modifici odată, fiindcă ai văzut a doua oară că nu funcționează ceea ce ai gândit tu în noiembrie. Deci astea sunt improvizații, lipsă de predictibilitate. Nu trebuie procedat la fel. Ei au greșit enorm de mult anul trecut când au mers pe această variantă de improvizații permanente. Deci trebuie predictibilitate. Lumea de business spune în felul următor: domnule, ok, schimbați ceva. Haideți să vedem ce înseamnă această schimbare și lăsați 6 luni de zile, cum scrie în lege. Până la urmă. Să avem timp să ne pregătim. Eu nu pot să fac un plan de business dacă voi schimbați la 24 de ore regulile. Și au dreptate. Lipsa de predictibilitate este mortală pentru lumea de afaceri și nu numai, pentru orice om. Cum va arăta guvernul, așa cum arată astăzi poza de moment? Guvernul, formula de guvernare, vedeți o coaliție PSD-PNL care să continue și poate să includă și UDMR și minoritățile naționale sau mai degrabă varianta unui guvern de Uniune Națională? Guvern de Uniune Națională în niciun caz. Cine să fie în guvern de Uniune Națională? Asta nu funcționează. Pentru că nu suntem în prăpastie și guvern de Uniune Națională înseamnă că toți la guvernare. Cine va fi în opoziție? Fără opoziție eu nici nu pot să mă gândesc că poate funcționa România. O coaliție lărgită atunci? Nu știu cum va arăta coaliția, fiindcă până la urmă va depinde de votul românilor. Ce vor vota ei pe 1 decembrie, ce vor vota pe 24, după aceea pe 8 decembrie. Vă dați seama că dacă facem doar o speculație sau un scenariu pe poza de azi, a peisajului politic, atunci sunt câteva variante. PSD, PNL, dacă au majoritate împreună, și, bineînțeles, dacă nu, atunci mai caută pe cineva. Ori, UDMR, dacă avem o forță bună și destulă în Parlament, ori USR, cu asta basta. Dacă nu, atunci se poate PSD, USR, UDMR, se poate PNL, USR, UDMR. Deci astea sunt variante. Nu sunt alte variante pe poza de azi. Dar ce se va întâmpla pe 1 decembrie și apoi pe 8, nu știm. Vă dați seama că în momentul în care 2024 e foarte complicat din acest punct de vedere. Nu se compară nici cu 2020, nici cu 2016. Fiindcă avem alegeri prezidențiale și știm foarte bine că la unele formațiuni politice, mai ales cei care nu vor intra în turul 2, în decembrie, nu o să ai interlocutor. Deci aici iarăși avem o problemă ce trebuie gândit din timp. Pentru toată lumea este... Adică un nou președinte poate veni cu o altă gândire absolut pe ce înseamnă inclusiv formula de guvernare. Pentru că am văzut în trecut. Nu poate gândi altceva decât e în Parlament. Indiferent cine e președinte, altceva... Am văzut un Klaus Iohannis care a ținut Partidul Național Liberal la guvernare, de exemplu, fără să câștige alegerile așa parlamentare. Așa a făcut și Traian Băsescu, deci asta este o tradiție românească. Deci asta nu e o... Constituția te obligă să dai acelui partid responsabilitatea formării guvernului care are 51%, 50 plus 1 de mandate. Da, dar există și un principiu și eu de obicei plec de la acest principiu. Eu zic că asta este obligația scrisă în Constituție pentru președinte, dar bunul simț și principiul democratic spune să dai șansa, prima șansă, acelui partid care câștigă cele mai multe mandate. Reușește, nu reușește, asta e o altă discuție. Nici Traian Băsescu, nici
Claus Iohannis, nu au respectat permanent acest principiu. Da, PNL-ul a fost ținut 5 ani la guvernare fără să câștige alegerile, fiindcă așa a vrut Iohannis. Nu e o problemă, până la urmă. Deci asta a fost situația. A fost... Spre ce finanță? Că ați dat ambele variante. Coaliție cu PSD, deci mai spre stânga, și PNL, la un moment dat. Ați spus și de PNL, USR, UDMR. Nu știu. Habar, are coaliția de dreapta, mai are șanse deci în momentul acesta? Eu nu am voie să spun ce prefer eu. Eu aș prefera să câștig eu alegerile. Deci e singura mea preferință în acest moment. În rest, cum vor vota românii? Trebuie să gătești din ceea ce ai în bucătărie. În bucătărie nu vei avea altceva. Uitați, acum a apărut Nicu Șordan în această campanie. M-am uitat pe comentarii și este văzut ca un opozant puternic la adresa PSD în acest moment, mai puternic decât... Nu candidează nici la Parlament, nici la președinție. Nu va transmite acest aport de imagine, de influență asupra USR sau asupra PNL, dacă va spune pe cine susține? Asta vom vedea în momentul numărării voturilor. Deci Nicu Șordan vrea Nicu coaliție de dreapta, de exemplu, că de aici l-am adus în discuție. În acest moment. Dar vreau coaliție de dreapta. Să candideze în 2024. Deci, acum ce va transmite și ce va spune, nu știu. Și cine, dar plec de la ce ați spus mai devreme. Ați dat ca variantă și PNL, UDMR, USR. Este primarul general al Capitalei. Nu vreau să speculez eu pe Nicu Șordan nimic. Nici pe altcineva. Deci eu spun, trebuie să faci o ofertă tuturor cetățenilor, la prezidențiale, la parlamentare, bineînțeles, celor care te votează, ceva credibil, ceva pentru viitor, după care sunt numărate voturile și peisajul, atunci vom vedea cum arată. Astăzi avem un peisaj. Dacă mă uit la sondajele de azi dimineață... Credeți că reușește să acel referendum în primul tur al alegerilor prezidențiale sau la alegerile parlamentare în 1 decembrie? Ce să fie? Nicu Șordan, referendumul pentru ca bugetele, de exemplu, primăriilor de sector... A, în capitală? Da. Treaba lui. Dacă poate organiza și poate convoca... Dacă are timp și procedurile legale pot fi făcute... Va conta în formarea acestei coaliții de dreapta? Atunci va face. Nu știu dacă va conta. Habar n-am, de unde se știu. Nu sunt eu doar văzător. Plec de la ideea dumneavoastră. Ați spus și PNL, USR, UDMR. E o variantă. S-ar putea să fie o variantă. Eu am spus, m-ați întrebat, eu am spus care sunt variantele posibile astăzi pe peisajul, pe fotografia de azi. Nu știu ce se va întâmpla mâine, poi mâine, și nici nu știu cine va câștiga alegerile prezidențiale și nu știu ce vor vota românii. Acum, dați-mi voie să nu spun eu ce se va întâmpla peste 50 de zile, 60 de zile, fiindcă n-am de unde să știu. Nu sunt clar. Tradițional, eu spun exact. UDMR a fost cu partidul alături de, a susținut de fapt guvernele PSD în Parlament. Adică aștept. Nu, aici haideți să clarificăm. Noi am făcut parte din multe guverne de dreapta și din puține guverne de stânga. Când nu am fost în guvern, atunci am susținut punctual sau nu anumite guverne. Dar mai mult am guvernat noi cu dreapta, dacă mai înseamnă ceva în România să fii de dreapta sau să fii de stânga. Vă spun, 96-2000, Convenția Democratică, acolo era și Partidul Social Democrat, nu actual, ci PSD, PDSR-ul. După aceea, cu Tăricianu 4 ani de zile și cu Băsescu 2004-2008. Am fost 2009, sfârșitul anului 2012, cu Boc și cu Ungureanu, nu cu PSD-ul. Am fost 8 luni cu Ponta, este adevărat. Și am fost un an și jumătate cu PSD-PNL și un an aproape cu USR-PNL. Deci cam asta este, dacă vreți, tabloul când am guvernat și cu cine am guvernat. Legenda asta urbană că noi am guvernat cu stânga e o legendă. N-am ce să vă fac. O legendă care s-a confirmat pe proiecte în Parlament, nu, când au fost ale Partidului Social Democrat. În cabinet. Și încercam să mă lămuresc apropo de stânga sau dreapta pentru 2025, pentru UDMR. Haideți să ne uităm. Eu sunt de dreapta, centru dreapta. Asta nu este o noutate. UDMR-ul este NPP, care teoretic este de centru dreapta. Dacă vorbim de politica europeană. La cât de răspirat pare să fie rezultatul votului după parlamentare, va conta dacă vă veți duce înspre PNL sau, și USR, sau înspre PSD, deci, și eventual sunt extrem de USR. Simple, dacă... Varianta unui guvern PSD, USR, UDMR o vedeți? Da, e posibil. Matematic este posibil. Matematica și dincolo de matematic. Simplă. Și dincolo de matematică. Deci nu există, după alegeri se resetează totul. Când trebuie să cauți majorități și trebuie să cauți soluții, de ce nu? Deci USR-ul este mult mai de stânga decât PNL-ul.
Cui dați votul în turul 2? Nu știu, întrebați-mă după 2 decembrie, nu astăzi. Dar veți spune pe cine susțineți în turul 2? Nu știu, haideți să vedem cine intră în turul 2. Habar n-am, astăzi această întrebare pentru mine nu există, fiindcă nu am răspuns la această întrebare. Ce părere aveți despre Mircea Joană? Eu știu de foarte mult timp pe Mircea Joană, un diplomat bun și șanse reale să intre în turul 2, dar încă nu s-a confirmat, nu se confirmă. Cam atâta pot să vă spun despre Mircea Joană astăzi. Nu este, din punctul meu de vedere, independent, că în politică chestia asta că ești independent nu există, dar, bineînțeles, vom vedea mai spre sfârșitul lunii noiembrie dacă intră în turul 2 sau nu. Deci este... Nicolae Ciucă intră în turul 2? Pe fotografia de azi, nu. Marcel Ciolacu câștigă alegerile prezidențiale? Nu știu. Depinde cu cine va intra în turul 2. De obicei, PSD-ul are, nu de obicei, tot timpul PSD-ul are candidat în turul 2. E mai dificil după aceea. Dar astăzi nu putem spune. Deci prima dată suntem în situația să nu știm cine vor fi finaliștii. Știam în 2004, chiar și în 2000 știam. Știam în 2009, știam în 2014, știam în 2019. Repetăm cumva 2000? Nu știu, alegerile din 2000, George Simion în turul 2, că tot a apărut un sondaj recent. Nu este exclus, dar eu n-aș paria astăzi nici pe această variantă. E singura variantă ca Marcel Ciolacu să câștige, credeți? Nu știu, habar n-am. Poate să câștige și cu Lasconi, și cu Joană, și cu Ciucă, nu știu. Depinde de strategie, depinde de mesaje, depinde de organizare, depinde de... A doua opțiune pentru fiecare om, fiindcă fiecare are a doua opțiune, dacă nu intră ăla cu cine aș vota sau mă rog. Sunt chestiuni extrem de complicate care nu putem rezolva într-o astfel de misiune și din partea mea ar fi destul de irresponsabil să intru eu în astfel de scenarii. Da, astăzi sunt cei patru care, de unde se va alege, probabil cineva intra în turul 2. Dar s-ar putea să fie o schimbare. Dacă veți ajunge majoră. Dumneavoastră președinte, veți avea un proiect de țară din a acorda autonomie Ținutului Secuiesc? Nu, eu am un proiect de țară să dăm mai multă putere de decizie tuturor comunităților locale, pe subsidiaritate, pe descentralizare. Acolo unde trăiesc minoritățile etnice, bineînțeles, competența lingvistică este importantă. Dar eu cred în descentralizare. Eu cred că cei din Constanța știu mai bine de ce au nevoie decât știe un ministru din guvern. Real, cei când din ar putea? Cât timp ar fi nevoie, de fapt, pentru descentralizarea administrației mult, din România? Mult, dar cel puțin 3-4 ani până când poți să faci toate procedurile și poți să stabilești toate pârghiile, fiindcă nu merge de la o zi la alta. Dar eu am încredere în comunitățile locale foarte mare, fiindcă ei au posibilitatea de a trage la răspundere și pe cei care l-au ales. De aceea eu cred că o descentralizare pe principiul subsidiarității ar trebui să fie una dintre regulile care trebuie urmate în România. Dar asta este pe locul 2. Pe primul loc este ce facem cu politicile demografice. Bun. Altfel puteți discuta despre ce vreți dumneavoastră, țara se golește. Mă întorc la un subiect în concluzie, pentru că este subiectul, pare, al săptămânii, planșeul de la Unirii și bătălia dintre cei doi primari, primarul general și primarul de la sectorul 4. V-am ascultat declarația, ați fost prezent în guvern în momentul în care s-a decis suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării. Eu am contrasemnat ordonanța de urgență anul trecut. Pentru acest proiect. Bun. Cine are dreptate? Că acolo suntem acum. Nu are nimeni dreptate. Aici toți au greșit. Bucureștenii au dreptate, că au nevoie de această investiție. E un pericol iminent acolo? Da, absolut. Deci se poate prăbuși? Ce se poate întâmpla? Făcută de Universitatea Tehnică, dacă nu mă înșel, în 2023, în primăvara anului 2023, am discutat cu CECA și imediat a venit cu proiect de ordonanță de urgență privind suplimentarea bugetului pe acest proiect la Anghel Salini. Este o chestiune multianuală. Ok. Dar aici lipsește prefectul, lipsește ministrul mediului și lipsește ministrul dezvoltării. Ok, nu se înțeleg. S-a mai întâmplat. Prefectul avea un scandal cu primarul general. S-a dus CECA acolo și au rezolvat. Deci trebuie să meargă cineva acolo, fiindcă dacă e adevărat că apele române au intabulat totul, atunci ministrul mediului trebuia să fie acolo. Ministrul dezvoltării trebuia să fie acolo. Trebuie să spună cineva, oameni buni, aici important este soluția.
că voi vă certați, că deci e un scandal politic, dar e nevoie deci, de din acest lucrurile punct de vedere, acolo. Lipsește prefectul din tablou, lipsește ministrul mediului, parcă nu avem ministru, și ministrul dezvoltării. Apoi, sigur, poate să vină și premierul, dar chestia asta... Premierul a strigat retragerea. I-a cerut primarului de la sectorul 4 să mute tot de acolo. Și deocamdată nu se întâmplă nimic. Nu știu ce se întâmplă. Iar primarul deci, general cere autorizații la toții. Deci, acolo, dacă nu s-a înțeles nici cu Șordan, cu, nu știu cine, nu s-a înțeles cu Negoiță sau cu Băluță, trebuia să meargă acolo ministrul dezvoltării. Cineva trebuie să medieze, fiindcă pierd bucureștenii. Deci eu, dacă aș fi fost în guvern, n-aș fi permis să ajungă la un astfel de scandal. Și dacă o asemenea situație se întâmplă în capitală, ce se poate întâmpla în țară? Vă mulțumesc că ați fost alături de mulțumesc noi la Studio eu. Politic. Luăm o scurtă pauză. Când revenim, avem fotografii cu George Simion, care se întoarce de la Iași în condiții de lux. Veți vedea fotografiile și vom urmări explicațiile. De asemenea, detaliem și ce se întâmplă cu listele PNL-PSD la alegerile parlamentare. Se verifică, mai exact în tabă a PNL, listele socialdemocraților în căutarea unor penali, astfel încât să scoată atacuri pe bandă rulantă în campanie. Detaliem și acest subiect imediat. Continuăm Studio Politic la Digi24. Sunt alături de noi Gabriel Zetea, vicepreședinte al Partidului Social Democrat, Adela Mârza, președinte alternativă a dreapta Forța Dreptei, și Dominic Friț, primarul orașului Timișoara din partea USR. Îmi cer scuze pentru confuzie, mulțumesc că sunteți cu noi. Mă zoream pentru că sunt destul de multe subiecte și încerc să le lămuresc cu dumneavoastră astăzi. Primele imagini pe care vreau să le comentăm împreună cu dumneavoastră sunt imaginile cu George Simion. George Simion, care de la Iași ajunge în București ca un adevărat candidat la alegerile prezidențiale, care se respectă, poate chiar un viitor președinte al României, cu limuzină, coboară din avion, dacă contează sau nu contează prezența lui Gigi Becali, care se regăsește pe lista AUR la alegerile parlamentare și care a sponsorizat AUR, dar și candidatura Gabrielei Firea, dacă vă amintiți, din alegerile locale din iunie. Imaginile au apărut în presă, i-am cerut lui George Simion un punct de vedere ca să înțelegem ce s-a întâmplat. Pare o viață de nabab, apropo de comentariile pe care le-a făcut George Simion și la adresa președintelui Klaus Iohannis, pentru că l-a criticat că merge în călătorii, în deplasările externe cu un avion privat. Aflăm că de această dată e vorba de un avion închiriat de la Tarom. Cu el a venit George Simion împreună cu Gigi Becali dinspre Iași, acolo unde a participat la ceremoniile cu ocazia sărbătorii Sfântei Paraschiva, a fost la moaște, s-a rugat printre credincioși, le-a plâns de milă, dar apoi n-a avut nicio problemă să se urce într-un avion, să se întoarcă în București și apoi să își continue drumul într-o limuzină. Ce spune AUR, pentru că i-am cerut un punct de vedere? Președintele AUR, George Simion, citez acum, a zburat în cursul zilei de luni, 14 octombrie, de la Iași la București, cu cursa de linie, operată de compania Tarom, achiziționat prin intermediul Departamentului de Specialitate al Camerei Deputaților. Pe aeroportul Otopeni, acesta a fost preluat de către Serviciul de Transport al aeroportului. Dominic Friț, cum vă apare imaginea? Bine, acum nu este o surpriză pentru nimeni că George Simion este ipocrit. E clar, se vede de la o poștă că politicile lui, propunerele lui, nu au nimic de a face cu grija pentru români, așa cum pretinde, ci mai mult sunt un nouășmen pentru a aduna voturi pentru un grup destul de larg de oameni care sub această cupolă de AUR vor să se prefacă și ei că sunt antisistem. George Simion joacă jocul domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu își dorește să vină George Simion în turul 2. Asta a fost și motivul acestei mișcări la Curtea Constituțională cu invalidarea doamnei Șoșoacă. Și de aceea eu pot să înțeleg că el e foarte relaxat acum, pentru că de fapt asta își doresc amândoi, această confruntare din care amândoi vor să iasă câștigător domnul Ciolacu, doar că cei care rămân în urmă sunt de fapt românii, de aceea eu cred că în 24 decembrie votul românilor totuși contează și nu visele de măreție acestor domni. Spuneți că este ipocrit, v-am citat, dar ar putea să spună cum altfel să se întoarcă de la Iași la București. Este un avion de linie, nu e un avion privat. De ce îl considerați ipocrit?
Este ipocrit pentru că e foarte clar că lui îi plac lucruri scumpe. Eu ce puțin n-am avut o nuntă în care am strâns, nu știu, câteva sute de mii de euro. Și în același timp, încă o dată, pretinde că el are o grijă pentru românul de rând care este lovit de inflație și nu știu ce. Păi românii care se uită acum la aceste imagini cu domnul Becali, multimilionar, nu știu, poate are și un miliard, românii de rând nu au astfel de prieteni cu astfel de avioane. Și tocmai de aceea mă întreb cât de bine chiar poate domnul Simeon să-i înțeleagă pe acești români care acum suferă în urma politicii dezastruoase PSD-PNL. Domnule Zetea, dumneavoastră, ce părere aveți despre aceste fotografii? E normal? Adică de la Iași te întorci la București? De câte ori v-ați urcat dumneavoastră sau premierul? Premierul acum are alte condiții, are și serviciul de pază și protecție, dar dumneavoastră ați beneficiat de acest serviciu VIP al aeroportului? Nu. Și vă și spun că văd foarte des pe aeroportul din București acest serviciu de VIP al taromului și al aeroportului, pus la dispoziția unor pasageri. Știu, costă destul de mult. Am și văzut politicieni de-a lungul timpului care s-au urcat în mașinile astea luxoase pentru a nu merge cu autobuzul. Că de la aeronava Tarom până la terminal te preia autobuzul și merge absolut cu toată lumea. Am refuzat de fiecare dată, deși am avut colegi care au făcut asta și le-am atras atenția, așa ceva, eu cel puțin în cadrul organizației PSD Maramureș nu accept. Asta e o mașină, asta e o limuzină care te duce până la destinație, nu te plimbă doar pe aeroport. Nu, aeroport te duce, nu cred că te duce până la destinație. Deci e folosită pentru câțiva metri. Exact. Asta pentru este... că eu mă așteptam, fiind un serviciu VIP, să te ducă, nu știu, la Camera Deputaților, la sediul partidului. Nu, te duce până în parcarea aeroportului, cel mult, adică până la terminal, ieși de la terminal, mergi la mașina ta mai departe. Faptul că a venit cu un avion, e normal. Dar faptul că a folosit această mașină, eu îi transmit lui George Simion să nu mai facă greșeli de asta. Asta este o greșeală. Știți cum se uită pasagerii din autobuz, cei care se dau jos din avion și văd lângă o mașină de lux, iar ceilalți merg cu autobuzul și tu mergi cu mașina de lux? Așa cum trebuie să se uite, cu mult dispreț. Aici la cei care folosesc... Erau alți pasageri în acest avion? Bun, asta eu n-am eu să știu. Dacă a fost un avion pentru de linie, că... înseamnă că erau și alții pasageri acolo. Sau dar să folosești serviciul VIP, asta este o mare greșeală persoane pentru orice politician. Nu pentru George Simion, orice politician care folosește acest serviciu și nu merge în rând cu oamenii, cu toate că fiind parlamentare, drumul său deja era plătit de către Parlamentul României, deci n-a mai folosit bani privați, că a fost decontat de către Parlamentul României drumul respectiv, e acum să iei și mașină de lux, asta este pur și simplu o obscenitate. Dacă vorbim despre Klaus Iohannis, despre cel care folosește banii țării până la urmă pentru a folosi avioane de lux, e, uite, asta este la o scară mai mică exact același lucru. Adică nu poți să-l critici pe Klaus Iohannis că merge cu avioane de lux atâta vreme cât tu folosești mașini de VIP. Adela Mârță, președintele Alternativa Dreaptă, da? Susțineți candidatura lui Ludovic Orban la alegerile prezidențiale și veți candida la alegerile parlamentare. Cum vă par dumneavoastră aceste imagini? Eu îl cunosc pe domnul George Simion. Vor conta în aceste alegeri? Nu vor conta, din păcate nu vor conta. Problema nu este că a călătorit cu un avion și cu această mașină VIP. Este un demnitar al statului român, exact ce a zis și domnul Zetea. Avem exemplu bun pe domnul președinte, care lucrează la o scară mult mai mare. Problema este ipocrizia pe care o afișează acești politicieni. Dacă e suficient să vă uitați în parcul auto de la Parlamentul României și o să vedeți acolo ce fel de mașini conduc demnitarii statului român. Am observat de asemenea în campaniile trecute, când își lăsau limuzinele la colț de stradă și printre oameni ori mergeau cu mașini mai simple sau pe jos. Deci e dubla măsură. Nu poți să construiești case românilor la 35.000 de euro, nu poți să spui că plângi de mila celor care au suferit la inundații, le construiești case, faci o întreagă campanie și afișez în altă parte alte standarde. Dar spuneți că nu va conta pentru alegătorii, pentru susținătorii tăi. Din păcate nu va conta pentru simplu fapt că electoratul are o memorie foarte scurtă. Și asta e trist. Nu ține, nu contabilizează lucrurile astea. La domnul președinte, da, se contabilizează și ce a găsit de cuvință domnul președinte să-și ascundă cheltuielile administrației prezidențiale.
Bun. Dominic Fritz, trec mai departe, vă spuneam de multe subiecte. Vreau să înțeleg dacă coaliția de dreapta mai are șanse în momentul acesta, dacă se poartă în negocieri, și vreau să vedem un moment cu Mihai Tudose, astăzi la sediul partidului, întreba dacă va continua coaliția cu Partidul Național Liberal. Iată. A, nu, erou de la, știți, erou de la podul înalt și erou de la pasaj. El lipsea acolo Cotina Roșie, care... Știți, una dintre strategii de campanie, în ghilimele, iertați-mă, pe care eu am propus-o în glumă, a fost ca pe timpii noștri de emisie să-l trimitem pe el, că nu ne mai trebuie nimica. O zi bună! Ironizează mai rar un moment în această declarație. E strigat de jurnaliști, e strigată întrebarea: ce veți face cu Partidul Național Liberal dacă veți continua această coaliție? Ridică mâinile în aer Mihai Tudose și spune: care Partid Național Liberal? De aceea vă întreb dacă acest Partid Național Liberal, cu Nicolae Ciucă candidat la alegerile prezidențiale, s-a îndreptat real înspre USR. Rare ori cred că pot să citez un PSD-ist și să fiu de acord, dar întreb și eu, care PNL de fapt? La mine în Timișoara, PNL a avut un candidat comun împotriva mea, au executat propriul președinte de filială și președinte de Consiliul Județean în funcție ca să susțină un PSD-ist care a și câștigat în urma acestei mișcări. Iar aici, la nivel național, domnul Ciucă se declară marele bătăuș, curajos, care să se lupte cu PSD. În același timp, nu vrea să se retragă de la guvernare. Deci, momentan, din păcate, nu există un PNL despre care ai putea să spui că este de dreaptă. Și asta este atunci când ne uităm la politicile pe care le-a susținut PNL în ultimii ani, când a guvernat împreună cu PSD, când vedem cum au votat pentru supraimpozitarea contractelor part-time, cum au susținut toată politica inflaționistă care a însărăcit foarte mulți români, atunci ne întrebăm într-adevăr nu doar care PNL, ci care PNL de dreaptă de fapt. Și bun, asta este problema de bază. Dar întrebarea rămâne, și cei de acasă, ca să rămână cu o idee, pe o scară de la 1 la 10, dacă vreți, sau în procente, ce șanse dați unei coaliții de guvernare de dreapta? PNL, USR, UDMR, este o variantă despre care a vorbit mai devreme și Kelemen Hunor. Dacă matematic se întâmplă asta la alegerile parlamentare, dumneavoastră astăzi ce șanse dați? Șansele astea depind de români. Eu cred că o astfel de coaliție trebuie condusă de USR. Tocmai de aceea mă bucur că creștem în sondaje, în unele sondaje chiar suntem peste PNL, tocmai pentru că românii văd că un vot credibil anti-PSD poate să fie doar un vot pentru USR. USR, PSD, UDMR la guvernare? Eu nu văd asta deocamdată, dar nici nu sunt în cumva business-ul de excludere în stânga și în dreapta. Nici nu vreau să dau un joker în mâna PNL-ului să spun acum în public că noi putem să guvernăm doar cu voi. Eu cred că românii trebuie să iau decizii în ce direcție să meargă această țară, să vadă care este miza. Miza este să nu mai guverneze PSD. Și dacă românii votează și apoi atât de răspirat, adică susțin fiecare partidul în care cred, ori candidatul în care cred, și rezultatul votului va fi atât de răsfirat. La asta m-am atunci referit. Atunci va trebui să negociem sau negociați cu PSD? Atunci va trebui să negociem cu toate partidele democrate, inclusiv cu PSD, în Parlament, care sunt atunci, și să vedem care este o formulă. USR nu va fi cu siguranță acel partid care pur și simplu ridică mâna ca să continue PSD guvernarea catastrofă. Dar ați putea negocia cu PSD? Cu siguranță vor fi, încă o dată, în funcție de rezultat, vor fi discuții cu toate partidele democrate. Domnule Zeta, Kelemen Hunor a vorbit de posibilitatea asta mai devreme. PSD, USR, UDMR. În cap PSD și USR, din punctul dumneavoastră de vedere, în același guvern? Păi, apropo de orgolii, apropo de declarații. Atâta vreme cât Partidul Național Liberal face orice, stă în propria sa putere pentru a-și sabota orice șansă politică are pentru a continua la guvernare, și eu, ce să zic, până la urmă românii vor merge la vot, vor hotărâ care partide, ce număr de voturi vor obține, vom vedea matematica, aritmetica parlamentară, care nu e foarte complicată, în general de făcut, că vorbim de 5-6 partide care pot să intre în Parlamentul României. Partidul Național Liberal, din păcate, în ultimii foarte mulți ani de zile, are o continuitate la guvernare în mod artificial. Nu pe
rezultatele proprii, nu a câștigat alegeri în România pentru a ajunge la guvernare, a avut de fiecare dată un mesaj mincinos în campania electorală, a spus că candidează în fața românilor pentru a nu fi alături de PSD și a ajuns alături de PSD, adică folosește mesaje mincinoase în campania electorală și, repet, nu pe propriile forțe, ci doar pe forța președintelui au rămas la guvernare. Partidul Social Democrat a spus, noi o să guvernăm, dacă primim votul românilor, cu partidele politice care sunt pro-europene. Excludem din această potențială viitoare guvernare după alegerile parlamentare partidele care sunt împotriva Europei și împotriva NATO. În rest, stăm la masă, discutăm. Cea mai bună guvernare poți să o faci, evident, cu oameni serioși. Partidul Național Liberal astăzi... Și USR e un partid de oameni serioși? Nu au demonstrat asta în ultima guvernare. Cei de la USR împreună cu PNL au avut cea mai proastă guvernare. Le arătați liberalilor pur și simplu posibilitatea unei guvernări fără ei, întreptându-vă înspre USR. Asta spuneți, dar când vă întreb direct, îmi spuneți că nu sunt neapărat oameni serioși. Prima opțiune pe care Partidul Social Democrat ar avea-o, și a spus asta de nenumărate ori, și președintele PSD, Marcel Ciolacu, este Partidul Național Liberal. De ce? Pentru că am reușit în ultimii 3 ani de zile să oferim o guvernare coerentă. Revin. Marcel Ciolacu, despre majorări de taxe, majorări de TVA. Haideți să ascultăm. Suntem în 2024. S-a terminat haiducia în România. România se modernizează. Nu vor fi taxe și impozite și mai mult nu va fi nicio creștere de TVA pentru că ar însemna o tâmpenie. Orice punct de creștere la TVA aduce o inflație de 0,5%. Asta spun. Pe surse însă din guvern... Pare că ne așteaptă din 2025 o majorare de TVA de 1-2%. Economiștii cred că o asemenea măsură ar duce la o creștere a inflației de 1-2%. Și avem un semnal, inclusiv din guvern, oficial că acest lucru s-ar întâmpla. Marcel Boroș, la Digi24, în 21 septembrie. Acest lucru nu poate garanta, este întrebat de majorări de taxe, dacă poate garanta că nu vor fi majorări de taxe anul viitor. Acest lucru nu poate garanta și aș fi total necredibil dacă aș spune că această componentă de fiscalitate va fi zero. Crește sau nu crește TVA-ul? Se uniformizează sau nu cota unică de TVA? Exclus creștere de TVA în România în anul 2025 este decizie politică luată deja de către actuala guvernare. Sigur, în momentul în care vorbim anul viitor de un alt guvern poate să ia o altă decizie. Dar Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal, din cunoștințele mele, au luat deja această decizie. Exclus creștere de TVA, discuțiile la Comisia Europeană se duc în acest sens, în sensul în care excludem sub orice formă creșterea taxei pe valoare adăugată. De ce? Nu e foarte complicat. Chiar în dacă e vorba de o cotă redusă de TVA? Cotele reduse de TVA sunt, de fapt, facilități fiscale. Iar noi, prin PNRR, nu PSD-ul, dar cei care au scris PNRR-ul, până la urmă, s-au angajat în România să renunțe la toate facilitățile, pe rând. Inclusiv deci, în ceea ce privește impozitul. Cotele reduse de TVA ar putea crește. Cota generală de TVA de 19% cu siguranță nu va crește. În rest, n-am această informație să vă spun dacă cotele reduse pot să crească. Dar în același timp... Informația noastră este că vor crește aceste cote de TVA reduse, excepție alimentele de bază, lemnele de foc folosite pentru încălzire și de asemenea erau medicamentele. Doamna Suciu, evident că vor crește, pentru că în urma, deci au încercat să ne promită că este un an electoral, evident va curge lapte și miere, va fi nou Ierusalim. Ei, ne apropiem de sfârșitul anului. După cum vedeți, deficitul este 8%. În momentul în care ai atâția bugetari, nu vrei să tai din pensiile speciale, nu vrei să reduci cheltuielile bugetare, evident că vor crește taxele. Ceea ce mă doare pe mine nu că va crește TVA-ul, ci că acel impozit pe muncă, acela trebuie să nu crească. TVA-ul este pe consum. Adică pot să accept lucrul ăsta că crește TVA-ul. În schimb, trebuie să scadă taxa pe muncă și mulțumesc. Pe performanță și pe profit. Domnitri. Asta trebuie să facă dreapta, că tot vorbeați de dreapta. Cred că e evident pentru toată lumea că au trăit într-un mare partii la București și nu mai au bani. Deficitul nu poate fi susținut cum este acum și până acum, de fiecare dată
când PSD și din păcate și PNL a fost confruntat cu decizia ori să reducem din cheltuielile ale statului, ori să creștem taxele, din păcate au decis să crească taxele. Au făcut-o deja în această guvernare. Tocmai am spus, au crescut taxele pentru toți cei care lucrează part-time, adică mai ales mamele care mai au grijă de copii, au lovit fix în acești oameni mai sărași de care pretind că au o grijă deosebită. Și exact așa o să lovească și creșterea TVA-ului fix în oamenii care au cei mai puțin bani și asta este ipocrizia PSD-ului despre care trebuie să vorbim. Da, nu vorbim deocamdată despre... Da, de acord. Nu vorbim deocamdată despre o certitudine să poată să ne spună domnul primar aici că e ipocrizia PSD-ului. N-au crescut taxele, n-a crescut nici TVA-ul și nu o să crească nici anul viitor. Cu toate că, sigur, propaganda pentru, electorală e în floare. Pentru acum. Cei care lucrează part-time au crescut. Pentru PFA-urile au crescut. Discuție deja ați crescut. Înseamnă pauză că nu te, și nu revenim. Înțelegeți, Vă mulțumesc pentru atenție. Studio Politic revine mâine de la ora 15 cu mai multe detalii și știri, inclusiv despre cazul dispariției celor trei frați din Hunedoara, care se complică. De la Fix vine colegul meu Cristi Citre. Pe curând!